Отче, подряди, да становит туду, челочатый боится, качичи, вацинвеличили мадару, седа избору челкуря, курбатура, мэнквитору, лимонстру, Час из дома, кате войка, ши чечи, сын дядьячи, а живля ку апостоли. Я те вам дам, обиде, я сукра, дух, за челоне курате. А се не схвате, ши се замрни с двата плана, ши хвата не путица. А часа, му морем, че не вибинем, бин, свин, да нас хвате, да. Sfântului Duh, caută spre rugăciunea robilor tăi ceea ce ești cu totul fără de prihană, potolind pornirile cele împotriva noastră și izbăvindu-ne pe noi de tot necazul. Că pe tine singură te avem nădejde tare și neclintită și apărarea ta toți am dobândit-o, ca să nu fim rușinați, Stăpâne, noi cei ce te chemăm pe tine. Grăbește spre rugăciunea noastră celor ce strigă de tine cu credință. Bucură-te, Stăpâne, ajutătoarea tuturor, bucuria și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână, primește rugăciunea robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și din tot necazul. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor tăi și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm să păzească sfânt locașul acesta, satul acesta, toate orașele și satele de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi și de lumea milostiv dânșile înlinietător, să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să îndepărteze, să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Dumnezeu marzul, pământul spre mare departe și milostivii noastre, pune pentru păcatele noastre, ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu este și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului. Mergătorule, înainte, că ți-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai. Botezare pe jur pe cel propovăduit i-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu. Ce s-a arătat întru pe cel ce-a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață, făcătoarei cruci, ale Sfinților și tuturor lăudaților apostoli,
ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtător, părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească pentru faptul că v-ați trebuit aici în Băcuia să amenajați un astfel de loc în care părinții se vor ruga pentru dumneavoastră, pentru sănătatea și mântuirea dumneavoastră, mai ales să vârșim și urma tainei Sfântului Masul, când vremea permite. Îl felicit și pe Părintele Adinel, pe Părintele Paroh și pe domnul primar al comunei Joagiu, care s-au implicat în ridicarea acestui, să zicem, paracris de vară, de lemn frumos, să răsplătească strădania lor. În cele ce urmează vom începe Sfânta Liturghie în biserica dumneavoastră, alături de frații părinți care au venit din tot protopopiatul Orăștie. Vă invităm și pe dumneavoastră să luați parte la asemenea Sfântă Liturghie. Probabil că nu vom mai săvârși mulți preoți, așa că suntem acum Sfânta Liturghie în biserica dumneavoastră. Este o onoare și pentru dumneavoastră, dar și mai ales face și spre pomenirea celui care a fost un bun preot aici în comunitatea Băcâia, a Părintelui Martir Cornel Tomescu, care a trecut la cele veșnice în condiții destul de grele, fiind persecutat de puterea comunistă. Dumnezeu să-l odihnească pe Părintele Cornel și pe tot neamul lui cel adormit, pe Doamna Preoteasă să o păzească, în pace împreună cu familia dumnealor. Vă așteptăm, deci, să mergem la Sfânta Liturghie.